Domnișoară, nu vreau să vă fac probleme. Sunt doar poștașul. Am o vizită foarte importantă pentru dumneavoastră. Alo. Fiți atentă, domnișoară. Bine, recunosc. Nu sunt poștașul. Sunt de la clinica unde ați născut. Sunteți atentă? Ascultați-mă cu atenție. Ați fost acum o lună la noi? Da. Luați loc, vă rog. Am să vă dau o veste foarte importantă. S-a făcut o greșeală. Aveți un băiat. Domnișoară, vă rog să nu mai țipați. Nu este vina noastră. Da. Alo. 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 Alo, Andreea. Alo, Andreea. Andreea, Andreea, am glumit, nu leșina. Andreea, eu sunt. Scuze. Hai că n-am putut să mă abțin. Iartă! Hai, adună-te de pe jos! Hai, bă, dar cum să crezi așa ceva serios? Cine naiba în zilele de azi? Încurcă copiii în vorbești serios! Ce naiba ai născut la târga? Ai născut cea mai importantă clinică din București! Ți-a zis că trebuie să avea multe știri. Aoleu, ei mă omori că mă vezi. Nu, fată, că eu am 10 vieți. 9, ca pisica. Mi-o plătești mie? Când mi-o plătești? Când? Când? În viitoarea viață anterioară? Ce magia e picat, da? Ei, se uită după șefele, are doar două luni. Îți scrie pe scopie, o seamănă cu mine. Da, scuze, hai revină, îți iau un pahar de apă. Fată, vorbești serios? Fată, du-te după el. Cum n-ai mai plecat de acasă? Fată, eu doar am zis și așa, a fost o glumă. Știu că răspuns el și ce? I-am spus, sunt poștașul, bla bla bla, ca o pe soția ta. Ok, nu râd, nu e, da, știu, nu se glumește cu așa ceva. Cum fata așa și bani gândești pe ușă? De-abia fați căsătorit și aveți un copil și totul e frumos și ce dacă sună și poștașul din când în când? Ok, nu râd. Și de fapt după el, închid telefonul și te las să duci după el. Sau, mă rog, mergi cu telefonul în mână. Hai, bufir, cum dracu bufir, bata, ce telefon ai tu acolo? De pe mine ar plăsa la ticărul. Ei, serios, mai există așa ceva? Nu te cred, nu te cred, tu ai asta de... Păi, ascultă, fă-i o poză, știi, nu te nu cred așa ceva. Că tu încă mai ai un alt fel de... Fata, dă-l ducem la... luăm un ban pe el, fata, pentru vechituri, pentru cum le zice la alea... antichități?
telefon cu fir, pe vremea lui... Nu mai zic. Bine, nu știu de cine ține la telefon când tu ar trebui să te duci la bărbatul tău, care a venit înapoi. Dă-mi la telefon. Nu mi-l dai? De ce? Nu poate fi ceva mai rău de atât. Cred. Adică îi pot spune că am fost eu și că totul e regulă, că a fost doar o glumă, că te... Nu? Atunci mă revanșez eu. Las fata că îi aduc eu o sticlă de vin într-o zi și îmi dă cu ea în cap. Ce? Da, mai are trebuie să-mi pătească niște glume, da, știu. Fata, așa sunt eu, glumeanță, doar tu mă... Păi da, tu mă cunoști de 30 de ani. Cât? Ți-a spus, nu? Care 25? Ești de 25 de ani. Și ce adică, m-ai cunoscut când m-am născut mama? Ne cunoaște totuși din clasa întâia, fata, nu de la maternitate. Ok. Ține minte asta. Te-am pus atunci să... Nu mai ai foaia? Ți-am zis să o pui pe frigider. O să ți-o pun pe nas. Ei, vorba mea. Pe frunt, scriu așa, 25 de ani, prietena mea cea mai bună, are 25 de ani. Da. 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 Ei, vezi că le ții minte pe toate? Tot ce ai notat atunci, ții minte. Atunci nu trebuie să scrii. Da. Ei, bine. Ce face cu soțul tău? Se uită la tine. Are specială dedicată. A, două. Aia e mirare. Că încă mai vorbești cu poftașul. Dă-mi la telefon să-i spun. Bine, știe că sunt eu? Mă mai pot să fac așa ceva. E, asta e. Se mai întâmplă. Nu e 1 aprilie, dar se fac eu. Cum eu faci tu de 1 aprilie? E, fac eu. Te aștept. La copitură.